intenzionali. Binecuvântate este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate cele zmânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene și toate ne gândești, Cristierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sărăjnește într-o noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel vilean. A Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! În pace de sus pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici, pentru unitatea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru dispensarul acesta, pentru toți cei care vor lucra aici, pentru sănătatea sporul ajutorilor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita preoțime și antru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și pretutindeni pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mare orașul și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe apă, în aer, pe uscat, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească acest centru medical cu puterea, cu lucrarea, cu harul preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea Sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpână noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos, Dumnezeu, să vă dăm. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Dumnezeul nostru caută acum cu milostivire spre rugăciunea noastră a smeriților și nevrincioși suflete preoți și trimite harul preasfântului Tădu peste un terenul acesta și îl sfințește ca să fie spre sfințirea acestui cabinet medical și spre alungarea tuturor puterilor celor potrivnice.
că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și pentru ca să ne învrednicim noi ascultăm Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului dat. Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Iisus a străbătut toată Galileea, învățând și propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind toată boala și toată neputința care era în popor. Și s-a dus vestea despre El în toată Siria și aduceau la El pe toți cei ce se aflau în suferințe, fiind cuprinși de multe feluri de boli și de chinuri, și de demonizați, pe lunatici, pe slăbănogi, și El îi vindeca. Și mulțimi multe mergeau după El, din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeia, și dincolo de Iordan. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Hristoase, Dumnezeul nostru, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, Cel ce curățești toate fără de legile și tămăduiești minunat toate bolile trupului și sufletului celor ce se roagă ție cu credință, Cel ce în zilele venirii tale în trup ai vindecat pe leproși, pe gârbo, pe or, pe surdomuți, pe paralitici, pe demonizați, pe lunatici, iar pe cei morți trupește, sufletește, ai înviat. Cel ce revești binecuvântarea mângâierii tale în sufletele lor întristate și în trupurile lor suferinde, pe tine te rugăm, binecuvintează pe toți ostenitorii acestui centru medical sfințit cu venirea Duhului tău celui Sfânt, avându-l ocrotitor pe Sfântul Luca al Crimeei. Dăruiește-le precum sfinților tăi apostoli și sfinților tăi slujitori, dar tămăduitor, înțelepciune și răbdare în grijirea celor aflați în suferință. Vindecă pe toți bolnavii și niciunul dintre bolile și suferințele aducătoare de moarte să nu-i cuprindă, că cei sunt robi ai tăi care fac lucruri bineplăcute înaintea ta și iau aminte la poruncile tale cu toată evlavia împlinindu-le. Că Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, Ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. Ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, ostenitorilor acestui așezământ centru medical și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Binecuvântarea Ta asupra cabinetului acestuia medical și asupra ostenitorilor lui și pe Îngerul Tău cel milostiv ca să-i păzească de toată răutatea, să-i povățuiască spre lucrarea tuturor faptelor celor bune și spre împlinirea Sfintelor porunci a lui Hristos, să le dăruiască sănătate zile îndelungate și întru toate bune să-i îndestuleze. Pentru aceasta să zicem toți, Doamne, auză-ne!
și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăști pentru toți frații noștri drept măritori creștini, pentru sănătate și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Prea cu cernice, Părinte, binecuvintează! Adevăratul Dumnezeu nostru, pentru că cine preacuratei Maicii sale, cu ale Sfinților întru tot, lăudaților apostoli, cu rugăciunile Sfinților, doctor fără de agenți, cu rugăciunile Sfântului Luca al Crimei, ocrotitorul acestui centru medical, cu rugăciunile Sfinților, dreptilor Dumnezeiești, Părinții Achim, Șara și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Iubilor lui Dumnezeu, Domnului primar, Tomaco, inginer Tomaco, Constantin, ostenitor, doamnelor, doctori și tuturor ostenitorilor acestui centru medical, dă-le, Doamne, sănătate, lungime de zile, sporire într-o toate faptele bune și îi păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, mă fie viața numai lumină, ca ați văzut într-o clădire ruinată și aproape să se derâme un centru medical de extraordinară frumusețe și mai ales utilitate. Am vizitat ieri împreună cu domnul primar în întregime și sigur mi-am dat seama că iată și Dărmăneștiu a mai urcat o treaptă și pe linia aceasta asistenței medicale, fiindcă sigur nu vor fi nevoiți pacienții să meargă pentru anumite sigur specialități, să spunem, la Comănești, Moinești, vor ne găsi medici aici, în acest centru și este mare lucru. De aceea vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru orașul Dărmănești și iată că m-am gândit ca să dăm și un ocrotitor acestui centru medical și anume Sfântul Luca al Crimei, care a fost medic chirurg în Rusia, sigur în Crimea, și a trecut la cele veșnice în 1961. Și iată, el este ocrotitorul de acum înainte a frăților voastre și promit că pe lângă icoanele în cinstea Maicii Domnului și a Mântuitorului pe care le voi dărui medicilor de aici, care voi desfășura activitatea aici, voi găsi și o icoană cu Sfântul Luca, momentan n-am avut, și o voi aduce ca și ocrotitor, sigur, a acestui centru medical. Încă o dată, felicitări și succes tuturor celor care își vor desfășura activitatea aici. Ce scânțări! Mulțumesc, preacucernici părinți, estimate cadre medicale, dragi invitați, frumoase gânduri ne-a spus părintele aici, așa este, cu ceva timp în urmă, mai exact la sfârșitul anului trecut,
Aici aveam o clădire veche, deteriorată, o fostă școală care de mulți ani era închisă, o școală construită prin anii 50 și pe care noi ne-am propus să o transformăm, să-i dăm o utilitate. Am avut discuții cu mulți cetățeni din Dărmănești vis-a-vis de grad de, să zic așa, sănătate al oamenilor. Am avut discuții cu medicii din zonă și așa a luat naștere ideea de a moderniza această clădire, de a o extinde, pentru că aici suntem în corpul nou, construit de la zero, pe locul unde noi suntem acum era o fosă septică. Și în câteva luni, cu bani din bugetul local, am transformat acea clădire care se afla într-un stadiu avansat de deteriorare, într-un centru medical, de care sper vor beneficia cât mai mulți cetățeni. Sigur că aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, colegilor din Consiliul Local care au fost de acord să finanțăm acest obiectiv, colegilor din cadrul primăriei care au muncit aici și să știți că s-a muncit în condiții de foc continuu aproape, pentru că în 3 luni și jumătate, 4 luni am finalizat lucrările. Mulțumesc medicilor care au ales să vină la Dărmănești și să ne rezolve problemele, o parte din problemele de sănătate. Mulțumesc dumneavoastră, preoților, că ați ales să veniți astăzi aici și cred că este un moment important și fiecare lucru pe care noi îl începem, așa cum am învățat de la părinții noștri, îl începem cu o binecuvântare și încă o dată vă mulțumesc că ați fost aici. Sper ca mulți oameni care au probleme de sănătate să-și găsească leacul aici sau măcar să fie un prim pas în ameliorarea problemelor pe care le au. Sunt multe nevoi legate de sănătate. Ce am făcut noi este un prim pas. Nu o să ne oprim aici, pentru că la acest moment modernizăm o altă clădire care va avea destinație de cabinete medicale, undeva în fostul amplasament al spitalului de la Dărmănești. Lucrăm cu forțe destul de consecvente acum acolo și cred că în 3 luni de zile ne vom întâlni din nou pentru a putea deschide și acea nouă clădire. Sper ca, așa cum spuneam, ca cetățenii să-și găsească aici ameliorarea la o parte din suferințele pe care le au și dacă noi astăzi am pus o primă cărămidă, ne propunem ca această zonă să crească, să-i dăm valoare acestui centru și facem efortul ca anul viitor să avem un centru de permanență aici și mai mult decât atât ne-am dorit ca să avem și o salvare care să fie permanent în această incintă, să poată rezolva cu, prioritate necazurile cetățenilor din Dărmănești. Mulțumesc tuturor! Succes cadrelor medicale! Vă asigur de tot sprijinul meu și a Consiliului Local și, de ce nu, să ne propunem lucruri mari, pentru că doar așa vom reuși să facem câtuși de puțin. Mulțumesc și... Da, asta treceți prin toate... Da. Cred că trebuia și un medic. Vrei să spui câteva cuvinte? Faptul că sunt foarte mulți pacienți care aveau nevoie de anumite specialități și stăteau cumva la programări în spitale. E un centru care se adresează pentru toți cetățenii din Dărmănești și nu numai. Așa. Și eu, ca și consilier și medic, având grijă de starea de sănătate a pacienților, am invitat colegii medici care doreau să vină să-și închirieze spații aici pentru a-și desfășura activitățile medicale. Drept urmare, avem pe doamna doctor Damian Victoria la oftalmologie, deci avem oftalmolog în Dărmănești, avem analize medicale, domnul doctor Grozescu, cu punct de recoltare și chiar este foarte, foarte benefic acest lucru, că pe noi ne ajută foarte mult în a pune un diagnostic mai repede. Avem doamna doctor Ionete Camelia, care e medic neurolog. Avem kinetoterapeut, Albu Cătălina. Și mai avem și alte proiecte în derulare, dar deocamdată fiind în derulare, nu discutăm acum despre ele. Eu zic că a fi sănătos cred că este cel mai important
De sănătate putem vorbi ore în șir, dar expresia sănătate că e mai bună decât toate, cred că este cea mai elocventă pentru... Și vă mulțumim foarte mult încă o dată și vă mai așteptăm și cu alte ocazii aici să vedeți cum evoluăm. Vreascul de primar că este o nouă biserică pentru Dărmănești, pentru că așa cum la biserici noastre, așa românul și omul își caută sănătatea sufletească, tot așa și la centrul acesta medical, omul va căuta sănătatea trupească. Vă felicităm și se adaugă ceea ce domn primar a deschis astăzi aici și la frumoasele realizări, la multele realizări pe care dânsul le-a făcut la noi la Dărmănești, așa și în ultima, chiar care am citit-o chiar astăzi pe așa un zi al lui Bacău, pare mi se așa, curând, așa vom trece și pe lângă cimitirul la Valea Uzului, cred că pe asfalt, după cum am văzut, pe ziua. Și vă ajut de Dumnezeu și felicitări pentru ceea ce faceți cu vă. Și bine cuvântează moștenirea ta, minuiță bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păștește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruință asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne între noi. Amin. Fericitări cu dată. Fericitări cu dată.